Bună, dragii mei! Bine ați venit la taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă. Nu pornim de la o temă, ci lăsăm cărțile să aleagă temele pentru fiecare grup și vă invit să alegeți cel puțin un grup în funcție de ceea ce vă interesează. Haideți să vedem care sunt temele de citire pentru fiecare grup. Grupul 1. Decizia. Grupul 2: să merg înainte sau să mă abțin. Grupul 3: cineva suferă. Regret. Așadar, în funcție de ceea ce vă interesează, vă rog, alegeți cel puțin un grup și ascultați mesajele care apar. Este o citire colectivă: vă rog, luați de aici doar ceea ce simțiți, voi că rezonează este o citire fără timp, ceea ce înseamnă că e relevant mesajul în momentul în care îl ascultați. Iar pentru cursuri de tarot și pentru cursul nou tarot pentru relații, iubire, tarot cu dragoste, vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro Haideți să începem acum cu grupul 1. În grupul 1, tema citirii noastre este decizia. Voi ați ales această carte, Regele de Spade. Aici avem un bărbat înalt, cărunt, respectat, cu foarte multă autoritate. Regele de Săbi poate să fie cineva într-o poziție cheie. Pare că cineva urmează să decidă ceva important în legătură cu Tine, ascultătorule. Un prim indiciu pe care îl avem ar fi un semn de aer. Gemeni, balanță sau vărsător. Haideți să vedem mai departe. Iată, au sărit aceste două cărți. Și, din nou, energia aerului. Ceea ce înseamnă că există în momentul ăsta, foarte multe gânduri. Gândurile tale, ascultătorule, în legătură cu răspunsul pe care îl vei primi, dar, de cealaltă parte, pare că persoana sau persoanele care trebuie să decidă în legătură cu ceea ce te interesează, poartă tot felul de discuții. Pare că persoana la care te gândești. Are nevoie să afle mai multe informații în legătură cu tine sau în legătură cu această situație la care te gândești. Haideți să vedem în continuare în legătură cu această decizie. Ce mai aflăm? Decizia asta vine ca urmare a unor frământări cinciul ăsta de bâte arată că există niște păreri diferite în acest grup care ar putea să decidă în legătură cu tine, ascultătorule. Se discută intens și discuțiile astea sunt repetate. Așadar, dacă vorbim despre un examen, dacă vorbim despre un job se pare că sunt mai multe persoane implicate în momentul ăsta care trebuie să ajungă la acea alegere da? și să emită acea decizie. Dacă vorbim despre o situație sentimentală, pare că persoana la care tu te gândești ascultătorule vorbește cu mai mulți oameni din jurul său. Cere păreri, revine cumva asupra acelor discuții, dă telefoane, a doua zi o ia de la capăt. Hai păi să explorăm în continuare. Aici vorbim despre ceva ce se mișcă foarte repede. Există ceva în desfășurare. Lucrurile sunt foarte, foarte dinamice. Avem, în primul rând, energia aerului și energia focului. Lucrurile nu stau pe loc. Nu vorbim despre o situație stagnantă. Decizia pe care tu o aștepți, ascultătorule, are legătură cu o dorință ta foarte, foarte importantă. Este ceva ce uh, tu ai vrut de mai multă vreme. Este ceva ce ți-ai imaginat că se va întâmpla într-un anume fel. E ca și cum, iată, te-ai rugat, te-ai gândit foarte mult la aspectele astea, ai cerut ajutor inclusiv de sus. Este un subiect important pentru tine. Pare că este ceva ce ai visat să trăiești. Pare că ai pus în această etapă niște dorințe și niște planuri de foarte valoroase pentru tine. Luna, de asemenea, poate să fie cea care îți sugerează să vezi realitatea dincolo de fricile tale. Ți se spune că în această așteptare a ta n-ar fi prea indicat să te lași purtat sau purtată de scenariile alea negative. Nu o să mi se întâmple mie, probabil că nu vor accepta, probabil că răspunsul va fi nu. Genul ăsta de gânduri ar trebui privite, pur și simplu, dar lăsate undeva într-un colț, pentru că ceea ce apare pentru tine este relevant, ascultătorule. Ce mai observ aici este că în anumite cazuri, această decizie se leagă de o relație importantă din viața ta. Cineva din apropiere. Partenerul tău sau partenera ta? Și întrebarea ar fi ce se întâmplă cu această conexiune? Cum va continua? Ce vom face mai departe? Putem îmbunătăți această relație, o putem aduce aproape de ceea ce visăm și de ceea ce ne dorim? Sau poate că ar trebui să ne luăm o perioadă de pauză în care să înțelegem fiecare ce dorim, în care să înțelegem dacă avem niște obiective comune. Cu această lună am putea considera că o parte dintre voi se simt confuzi, că nu aveți suficientă claritate în legătură cu persoana respectivă sau în legătură cu statusul relației și cu o posibilă dinamică a acestei relații în perioada următoare. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Avem aici, de asemenea, pe cineva din Rac. Avem aici persoane din semne de pământ care ar putea să interacționeze cu persoane din semne de apă sau persoane din semne de aer care interacționează cu persoane din semne de foc. Haideți să vedem în continuare, apropo, de această decizie. Cineva dintr-un semn de pământ, Va avea un rol decisiv, sau persoana care vă invită la mai multe discuții, sau persoana care vă cere informații suplimentare, sau care vă cere documente suplimentare, este acea persoană care poate mișca lucrurile. Este acel factor decizional, cineva relevant, cineva semnificativ în toată ecuația asta. Haideți să vedem mai departe. ceea ce voi considerați a fi inițial riscant sau uh, ceva ce voi ați considerat uh, că nu va fi în favoarea voastră, intră în energia Împărătesei, adică vă simțiți protejați, simțiți că începe să vi se dăruiască tot mai mult, pentru că aveți acces la resurse. împărăteasa este o carte a resurselor, este o carte a dăruirii, este o carte a lucrurilor care se împlinesc, vărsător, Taur sau balanță, de asemenea, mai avem aici. Așadar, decizia care se anunță vine cu niște rezultate foarte bune. Fructele astea sunt dulci și hrănitoare pentru tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 2, arcană puterii, tema citirii noastre este Să mă abțin sau să merg înainte? așadar. Cel mai probabil aici vorbim despre o conexiune incertă. Vorbim cel mai probabil despre o relație în zona sentimentală. Și pornim de la această arcană și iată cum personajul feminin conduce acest leu către un luminiș. Vorbim aici despre o situație în care lucrurile ar putea continua. Însă, întrebarea ar fi cum vom continua acest drum împreună? Adică să mă abțin din a mai face lucrurile în modalitatea veche sau să merg înainte cu acea modalitate veche? Pare că aveți de intrat într-o nouă etapă. Aici avem pe cineva din leu. De asemenea, avem o situație în care acest leu a fost îmblânzit. Oarecum a îmblânzit această femeie, leul. Ce s-a întâmplat? Sau ce urmează să se întâmple? Și avem aceste indicii: curaj, compasiune, dar și perseverență. Oare aceste calități le-ai făcut văzute tu, ascultătorule? Sau oare sunt acele calități de care ai nevoie pentru a putea pune la punct situația cu persoana iubită? Te rog să-mi spui cum rezonează. Haideți să vedem mai departe. Ce apare aici între tine și această persoană? Și s-au împrăștiat mai multe cărți aici. Regele de cupe, asul de spade, șasele de cupe, iată judecata cu mesajul reînnoire și de asemenea asul de bude. Avem doi ași, iar asta înseamnă că aveți la îndemână ceea ce vă trebuie pentru a putea să deschideți o nouă poartă în această poveste. La ce se gândește această persoană, ascultătorule? Pare că primul gând al acestei persoane este că tu ai reușit să îmblânzești bestia din el sau din ea, așa cum n-a reușit nimeni vreodată. Iar asta ce presupune? Presupune că tu ai avut suficientă răbdare, ai avut suficientă empatie suficientă înțelegere, dar și suficientă încredere în această persoană. Asta înseamnă că tu, ascultătorule, ai oferit acestei persoane acel spațiu în care s-a simțit liber sau liberă să fie așa cum este de obicei. Pare că tu i-ai dat acestei persoane ocazia să dea jos măștile, să renunțe la aspectele artificiale. Tu ai dat acestei persoane niște lucruri extrem de prețioase. Persoana asta apreciază îndrumarea ta, știe că se poate baza pe tine, știe că tu o vei duce în acel spațiu care este potrivit pentru el sau pentru ea. Știe că sentimentele tale sunt profunde. Mai știe de asemenea această persoană că în anumite cazuri tu ai renunțat la a te lupta direct și ai renunțat la a avea dreptate de dragul păcii din relație. Oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Șase de cupe? Adică cineva mă înțelege dincolo de cuvinte. Cineva reușește să vadă în interiorul meu esența mea. Așa cum poate, iată, mama mă vedea în copilărie, așa și tu, ascultătorule, reușești să vezi această persoană. Această persoană ți este profund recunoscătoare în legătură cu ceea ce tu îi arăți în legătură cu ceea ce tu îi oferi. Această persoană stă pe gânduri în legătură cu această renoire, da, iată. Cineva care reflectează, cineva care trebuie să evalueze, cineva care trebuie să vină cu ceva complet nou. E o transformare în curs aici, în această poveste. Pare de asemenea că această persoană e cu gândul la niște discuții, dar în același timp e cu gândul și la o anumită acțiune, mișcarea cuiva în mod concret, a face ceva, a pune una pe telefon, a planifica o întâlnire, a îți aduce ceva, a-ți arăta ceva concret, da? Se prezintă cu ceva în fața ta. Și în același timp, iată, regele ăsta de cupe care stă cu mâna. Pe piept, în apropierea inimii. Adică asta înseamnă o mărturisire. Vin și îți vorbesc din adâncul sufletului meu. Așa cum spuneam la început, dau jos măștile. Nu mai am nevoie de măști. De fapt, măștile astea n-au făcut decât să mi-adâncească suferința. Da? Pentru că oamenii își pun măști atunci când se tem să se arate cu adevărat dar purtarea acelor măști aduce niște eforturi suplimentare, consum suplimentar. Poate să ducă la epuizare. Și mai mult decât atât, în momentul în care continui să porți o mască, cei din jurul tău nu vor avea niciodată acces la tine cu adevărat. Nu te vor cunoaște. Și, drept urmare, nici nu ți vor oferi vreodată ceea ce cauți cu adevărat. Ci îți vor oferi conform măștii ale și atunci pare că această persoană înțelege că a purta masca, a nu vorbi cu sinceritate, o costă prea mult. Este un cost pe care nu îl mai suportă, da, și apare necesitatea acestei reînnoiri, dar atenție, în anumite cazuri, dacă vorbim despre cineva care nu și-a învățat lecția, sau dacă observați că persoana asta vine cu aceleași scheme vechi, la care nu reușește să renunțe, cartea asta poate arăta ascultătorule, că înnoirea este la tine. Că ceea ce tu evaluezi va aduce ca rezultate liberarea ta de o situație în care nu te mai regăsești și care nu-ți mai făcea bine. Bun, haideți să ne întoarcem la ceea ce apăruse până acum. Așadar, pare că parcursul acestei persoane la care te gândești este unul pozitiv. Persoana asta nu a trecut, iată, prin experiențe degeaba. Pare că însoțirea ta i-a arătat cum să se adapteze, cum să supraviețuiască în anumite situații cheie. Ce-a mai învățat persoana asta de la tine? Calmul, compasiunea, blândețea, curajul, perseverența. Persoana asta ia de la tine niște lucruri fără preț. Și spuneam, în experiența cu tine, el sau ea se simte complet sau completă. Nu poate asemăna Relația voastră cu alte relații din viața sa adultă. Se poate gândi că relația cu tine îi aduce, așa cum am spus, acea iubire pe care a primit-o în copilărie sau atenție pe care și-ar fi dorit să o aibă în copilărie de la cei din jurul său. Și, din nou, te rog să-mi spui cum rezonează. Haideți să vedem mai departe. mai putem afla? Semne apărute până acum, am spus la început, leu. Mai avem de asemenea scorpion sau berbec? Am mai putea avea săgetător sau balanță sau cineva din pești? Iată. Apropiere. Comuniune, parteneriat, angajament sau o împăcare. Persoana asta s-a întors la gânduri mai bune, ascultătorule. Persoana asta uh, s-a întors la sine însă, și în primul rând. Și a putut ajunge de asemenea și în acest spațiu seren. Persoana asta se poate gândi acum cu adevărat la iubire. Se poate gândi cu adevărat la iubire pentru că tu, ascultătorule, i-ai arătat cum e cu iubirea. Și ce se face. Cu această iubire, atunci când ea este simțită în profunzime. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot, cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3. Voi ați ales acest 5 de cupe. Tema citirii noastre este Cineva sufera, Regret. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aici am putea vorbi despre cineva care s-a grăbit cu o anumită alegere. Aici am putea vorbi despre cineva care a fost extrem de impetuos, cineva care n-a avut suficientă răbdare, cineva impulsiv, cineva care s-a grăbit pur și simplu să ajungă la niște rezultate, dar n-a ajuns la ceea ce își dorea. Cineva care s-a împiedicat pe drum din prea multă viteză. Cineva care ar fi avut nevoie, de fapt, de un sfat înțelept. Să stea și să se gândească bine înainte să plece la drum. Cineva care a desconsiderat niște sfaturi înțelepte venite din partea unei persoane ceva mai în vârstă din jurul său. De asemenea, ce mai observ aici este că Persoana asta despre care vorbim ți-a dat uh, frecvent niște semnale mixte. Lucrurile erau ba albe, ba negre, ba concrete, ba cumva în aer. Pare că această persoană nu a avut un plan foarte clar sau pare că această persoană a avut de fapt două obiective în minte, în timp ce tu știai doar despre unul singur oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Până acum a apărut cineva din Taur sau cineva din Rac. De asemenea, mai avem aici pe cineva din pești sau o persoană din Berbec sau cineva din Săgetător. Haideți să vedem mai departe. Ce apare? În această situație. O da. Iată, foarte multă mândrie. O mândrie care de fapt ascunde foarte multă suferință. Persoana asta care suferă, în primul rând că n-a vrut să-ți arate durerea sa. Sau încearcă să se țină tare pe poziții și să nu-ți arate ce este în interiorul său. În interiorul său, iată, valuri și valuri de lacrimi. Cupele astea care cad și se împrăștie. Iar asta înseamnă că această persoană, în momentul ăsta, este dezechilibrată din punct de vedere emoțional. În momentul ăsta, persoana asta se simte blocată. În momentul ăsta, persoana asta se simte lipsită de ajutor și în același timp persoana asta consideră că în viața sa există cineva care profită de el sau de ea. Vorbim despre cineva care în relația sa de cuplu sau poate, eu știu, în relațiile cu colegii la serviciu sau cu șeful, se simte nedreptățit, abuzat. Cineva care se simte legat, dar nu simte care libertatea de a fugi prea repede, de a se elibera din ceva ce știe că îi face rău. Așadar, în anumite cazuri, aici vorbim, ascultătorule, despre o persoană care a fost prezentă în viața ta și care a intrat într-o altă relație între timp. Sau vorbim despre cineva din apropierea ta care se tot plânge la tine, care vine către tine cu tot felul de povești triste, dar pare că într-un fel se bucură de suferința sa, fără să-și dea seama că se bucură de suferința sa. E un soi de masochism aici. Sau putem să vorbim despre cineva care regretă o decizie pe care a luat-o în legătură cu tine, ascultătorule. Și în momentul ăsta suferă. Și spuneam, probabil că nu-ți arată mare lucru, pentru că nu doar avem Arcana 15, iată, cu titlul Ego, dar avem și Arcana 2, Marea Preoteasă, care este o carte a secretului. Le țin pentru mine. Doar eu știu ce e în sufletul meu. Nu mă apuc să-ți spun acum, da, sunt așa într-o perioadă de recuperare sau mă gândesc foarte mult ce aș putea să fac, dar deocamdată nu scot din mine, da? Nu ajung să vorbesc și să-ți comunic direct. De ce? Pentru că nu știu cum vei reacționa. Pentru că nu știu ce vei face cu informațiile astea. Poate că îmi vei spune, a, ți-am spus eu că ai greșit. Ia uite, acum suferi din cauza asta. Sau poate că îmi vei spune, și ceva, nici măcar nu mă mai interesează ce ai făcut tu. Deci se teme de indiferența ta și în același timp se teme de respingerea ta. Ascultătorule, pentru că își recunoaște, iată, Pripa, își recunoaște impulsivitatea. Vede că direcția în care a luat-o nu a fost o direcție favorabilă pentru el sau pentru ea. Și poate că tu ai avertizat deja această persoană. Poate că tu ai prevăzut deja ceva din ceea ce urma să se întâmple și i ai comunicat acestei persoane. Aici a apărut cineva din Rac, iată cineva din Capricorn, am putea avea o interacțiune între un semn de pământ și un semn de apă sau o interacțiune între două semne de aer sau o interacțiune între două semne de apă. Vă rog să mi spuneți ca de obicei în comentarii cum rezonează cu voi mesajul până acum. O, oh, un 10 de cupe. Regina de cupe. De asemenea, justiția, persoana asta ar vrea să repare ascultătorule. În anumite cazuri nu prea mai are loc de reparat pentru că tu, ascultătorule, nu îi vei oferi acel spațiu. Deci simt că în anumite cazuri tu, la rândul tău, ți-ai văzut de viață, ai mers înainte, ai intrat în altă relație, ai început să iubești pe altcineva. În alte cazuri, în schimb, persoana asta va încerca să vină cu acele lucruri care uh, contează pentru tine. Adică va încerca să vorbească pe limba ta, iată și cineva din balanță aici, pentru a putea să ajungă la niște rezultate, da? rezultate pe care în momentul ăsta le contemplează. Cum o fi? Voi reuși? Nu voi reuși? Sper să reușesc? Da? Am mai reușit la un moment dat în trecut? Hai că poate în momentul ăsta mi se oferă suficientă înțelegere și mi se dă șansa să mă prezint din nou, să fac ceva altfel persoana asta și-ar dori ca tu să ai răbdare să-ți arate niște lucruri. Și mai e un aspect care apare aici. Persoana asta se teme că ceea ce a făcut până acum realizările sale cumva nu sunt suficiente. Ceva de genul. Poate că n-am ajuns prea departe cu jobul meu, da, în carieră. Poate că n-am făcut suficienți bani. Poate că... puncte, puncte, puncte. Deci, se Cumva, ca nu cumva, prezența sa uh, să fie evaluată într-un mod critic de către tine prin prisma unor performanțe joase. Iar asta înseamnă că persoana asta se judecă zi de zi și poate de mai multe ori pe zi și își spune că acum gustă din plin neșecul și că eșecul ăsta este amar și că n-ar fi ajuns la toată această amărăciune, dacă de la bun început, iată, ar fi urmat în drumările tale. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!